împrăștiată prin aer de oameni cu spray-uri, de bolul acesta. Este orașă care se duce cu diferite mașini și avioane și de mai multe părți. Și plus se mulțește prin tehnologia de astăzi cu armele care le folosesc peste acestea sat, internetului, G5-uri și așa mai departe. Le mulțesc, sunt în felul acesta, care e o radiație puternică peste orașe care fac melestă noaptea, care se spune stați acasă, nu? De aceea atunci ei fac lucrarea aceasta pe mâniță, oamenii se fie atacați, care trage aerul acesta și prinde, în ce măsură prinde aerul și unde o mers aerul împrăștiat, această boală îi acționează în felul acesta care am văzut în vedenie. În aeroportul din Atlanta am văzut multe felurate, dragi demoni diferite de feluri de soiuri, care funcționează și am văzut care lucru cu puterea întunericul care atacă nasul, ochii, gâtul, plămâi. Ca oxigenul care trebuie să-l aibă, nu poate să-l aibă îndeajuns, că e infectat cu această boală, virus sau bacterii sau radiația aceasta. Și afundă nasul, pierde puterea, îi sfăc, pierde apetitul, gustul, mâncarea, devine tot mai slab și pierde oxigenul în corp și în plămâi, întâi din plămâi începe de acolo respirarea, suflarea, nu poți să ai oxigen și atunci plămâi cere oxigen să tragă de adesea ori aer. Și stoi să se afunde vasele de în plămâi de sânge, acolo unde trebuie să intre oxigenul, unde trebuie să meargă sânge, acele lucruri face într-un plămâi încheagă sângele, care nu poate să intre oxigen în sânge și foarte puțin. Și atunci corpul slăbește. Și atunci merge mai departe la inimă cu sânge puțin de oxigen și la creier și apoi omul amețește sau devine slab și devine așa într-o necunoștință clară la cap, la minte, doarme ca când este dus așa în alte lume sau în alte dimensiuni, care nu e în dimensiunea normală a trupului, să fie clar la minte, să aibă somnul și odihnă și oxigenul normal de viață. Aceste lucruri am văzut cum atacă acest duhuri, acest dragi, nasul, plămâie, inima și apoi îi duce în spital, să vină în spital, din spital, incubarea în morgă, din morgă în cimitir. Asta am avut arătat. Văzut anul trecut, în aprilie, la începutul aprilie, lucrurile acestea. Și după aceea, din acea lucrare, din duhurile acelea necurate, a venit un drac către mine și a spus, și tu vei trece pe aici și pe tine te vom îmbolnăvi și te vom omorâ. Am spus, cel ce este în mine mai tare decât tine, pe mine nu mă puteți omorâ, fiindcă Iisus Hristos este Domnul, în mine și Duhul Sfânt, care e mai tare decât tine. Și i-a mostrat cu sângele Domnului Hristos, acest duh necurat și drag să pleacă, să nu se mai întoarcă. În dreptul meu. În 4 aprilie, anul trecut 2020, m-am dus la aeroport acolo, n-am simțit nimic, Domnul m-a păzit, dar când a venit în New Jersey, acolo am simțit ceva, că acolo mult mai mult a fost. New York, New Jersey foarte aproape, infectat, mult a fost aeroclo, atacată populația, și am zis ceva așa la nas, poate că ceva răceală, dar n-am luat în seamă că în aer este lucrul acestea, bacteria aceasta și virusul acesta împrăștiat și radiația aceasta de boală. Până acasă n-am simțit nimic așa mult. Dar am venit acasă, mâniză, a început acțiunea și peste noapte am văzut cum au venit duhuri necurate, tot aceleași, care erau ca în Atlanta, dar erau și toți în New Jersey. Și acolo, și în aeroport. A fost atacul acesta și m-a rugat
mâniță, ca Domnul se depărtează, am făcut ungerea aceste duhuri de boli și am văzut duhurile de puterea întunericului cu această boală care aduce moartea. Aduce moartea încetul ca să omul fie atacat să moară. Să nu mai aibă respirare. Și eu am fost atacat de lucrurile acestea. Fiindcă Domnul m-a sustinat în multe locuri, că vrăjmașul caută să luptă, orice preț să-mi dea o lovitură de o boală de lovitură de moarte ca să nu mai pot merge în lucrarea lui Dumnezeu. Și mâniză am început, adică 5 aprilie, 6, să fie tot mai rău, tot mai rău, tot mai rău, tot mai slab. Nasul atacat, sânge din nas curgea, zgârire în gât, tusă, sacă de plămâit. Tușam așa, flegmea afundată a plămâiul și mult le pădeam afară, și, dar nu scăpam de lucrurile acestea, că am început să am aerul tot mai puțin oxigen, să slăbesc, să suflu mai ghes ca gâsca grasă, cum se spune, și se scurtează. Am văzut că mi se scurtează lucrurile din viață. M-a rugat lui Dumnezeu, dacă am gătat lucrarea, eu știu semnul că când gătă ultima lucrare, a faptă pe rădâirea Evangheliei, Dumnezeu atunci m-a spus că m-a luat acasă. Am întrebat, dacă am gătat ultima lucrare aici, de vestit Evanghelia, ca pe Dumnezeu să mă sfințească, curățească, să mă mântuie, să fiu dezlegat de toate lucrurile pe pământ și în cerul, să nu fiu nimic legat în ceva. Și Dumnezeu să o tărască El să mă ia. Dacă n-am gătat, să mă vindec și vei spunea că Dumnezeu m-a vindecat. Că mă are Domnul a lucra cu mine și mă trebuie să fiu, să mă facă mărturie vie. Ca să mă merg, să mă rog pentru poporul care are nevoie, Domnul se vindecă chiar pe mulți de boală aceasta. Cum mă vindecă pe mine, așa se vindecă și pe mulți de boală aceasta, în multe locuri. Și totuși aveam doi frați și o soră și prinși de virusul acesta, ori fost duși în spital, unii dintre doi frați și i-au dat afară. Spune, ce ați venit, să muriți de sălăci? Duceți-vă afară, ce vreți să vă băgam acolo în camera care nu mai ieșiți, nici de cum? I-au dat afară, așa Dumnezeu a făcut. Și am spus la Dumnezeu că dacă mai vindești pe mine, să-i vindești și pe ei. Ca să trăiască și ca o mărturie că tu mai vindeca pe mine. Și în timpul nopții s-a cobrut lumină, am dormit așa foarte adânc, dus, și a venit lumină peste mine și vocea Domnului Iisus Hristos de la Dumnezeu a vorbit și a spus așa, așa vorbește Domnul Fiule, ascultă ce vorbește Domnul. Te sfințesc, te mântui, te curăț, te vindec și vei zice Dumnezeu m-a vindecat, că te fac mărturie vine, că mai am lucrat cu tine ca să duci vestea Evangheliei și ca să faci multe rugăciuni pentru poporul care are nevoie. Dumnezeu va da salvarea și mântuirea multora ca să împlinesc faptele acestea. Și Domnul Iisus Hristos a zis așa, te voi lua eu, Domnul Iisus Hristos, când voi veni. Veni, când va veni El. Vedeți cât e de aproape. S-a terminat lucrarea și atunci am văzut în vedenie că nimic nu mă leagă pe pământ. Nimic, nimic. Tot ce m-a legat, lucrurile ce am făcut în Iisus Hristos, Domnul cu Duhul Sfânt, în slujbe, fapte, lucrări, descoperiri, tot ce am lucrat cu Domnul, aceea m-a legat sus în cer. Acolo voi primi răsplată pentru tot ce am lucrat și ce am făcut în numele Hristos, din dragoste. Asta m-a legat. Restul nimic, nici familie, nici bogății că nu am, decât numai bogăția împărăției lui Dumnezeu. Unde este inima, acolo este și comoara. Asta lucruri care m-au legat și Domnul m-a arătat. Și atunci am început să-mi revină starea sănătății, să se mulțească imunitetul, să-mi semintele toate. Și am început să mănânc încetul. Așa mâncare mai ușoară și mai am avut niște tratamente făcute din natură să se întărească corpul, circulare de sânge, respirarea. Și m-a rugat Domnul și am făcut ungerea. Mie m-am făcut ungerea și am spus, Domnul Iisus Hristos, te rog să acest trup este al tău templu Duhului Sfânt. Vrăjmașul vrea să-l distrugă ca să nu mai pot merge în lucrarea ta. Eu am nevoie de tine.
Dumnezeu la cerul și a pământului, în numele Domnului Hristos, te rog, am făcut ungere, în numele Domnului Hristos am pus mâinile peste capul meu și am închinat Duhul, Sufletul și Trupul în mâinile lui Dumnezeu. Ca El să mă vindecă, să mă facă sănătos, că cum am pus mâinile pe instalții și Dumnezeu a vindecat. Așa am pus mâinile, că acum acest slujitor are nevoie de acest trup. Să-l vinde, să fie cu adevărat sănătos templul Duhului Sfânt și nu un templu de moarte sau de boală. Și un templu a Duhului Sfânt să fie multe semne și minuni și vindecări puse în trupul acesta, ca sămânța adevărată, cuvântul Dumnezeu, să încolțească multe inimi, să fie salvați, iertați, mântuiți, vindecați și botezați cu Duhul Sfânt și să primească mântuirea. În 19 aprilie, noaptea, dimineața, s-a coborât prezența lui Dumnezeu peste mine și am văzut cum îngerii au venit și îngerul a făcut toată lucrarea de vindecare peste mine, m-am trezit, vindecat, sănătos, bucuros, fericit. Amin. În 28 aprilie, m-am avut descoperire și am fost dus în duh în China, acolo unde este orașul acela unde a început boala aceasta. A început să mulțească, nu-i boală de virus, e boală de bacterie, cu lucruri de radiație care se mulțește cu diferite feluri de tehnologii și care poate duce global să o mulțească, ca și cum sunt armele climatronice, care poate să aducă clima, să schimbă, să aducă nori de ploaie sau să aducă furtuni și așa mai departe. Și acestea radiații care poate în felul acestei o armă mai mult ca o bombă de explozie. Bomba explodează, dar dărâmă. Dar boala aceasta este în aer, e explozivul acesta în aer în felul care îl fac ei. Și am văzut cum el și am văzut multe duhuri necurate, duhul de Buddha acolo, a religiilor, care cu dragi îngeri de Hristos care lucră în această acțiune, ca să aducă global lucrarea politică să cadă, economia să cadă brusc și să aducă alte legi noi globale prin felul acesta de boală care o împrăștie. Și ca să impună legile lor de vaccinuri care să le pune să primească ca să poate să omoare oamenii cât mai mult prin boală ca să-i omoară și prin acest vaccin. Ca să aducă scopul lor de o economie globală și o lege nouă ca să domnească peste întreaga lume. Atunci, Duhul Domnului m-a vorbit și a zis, această boală se va găta. Se va găta, dar vin mai două boli care vin tot din aceeași continent, din Azia, din două locuri, care va fi mult mai mare și mai puternice, care va fi împrăștiate în global. Și atunci am să termin lucrarea, mulțumit lui Dumnezeu că să veghez ca să duc vestea aceasta bună a Evangheliei pentru mântuirea sufletelor. Dar Domnul este în stare să șapte poporul, să ducă salvare, mântuire, vindecare, să dă viață, sau că vine să-l răpească. Iisus Hristos vine foarte repede, vine. După cuvânt, când Tatăl le trimit. Atunci am făcut un test în nas și a ieșit rezultatul negativ. Și în iulie, când am fost bolnav, iarăși de problemă cu urina, vreo 3 zile m-a rugat Domnul să mă vindecă, când mă duc la doctor să nu aibă nimic, acesta află. Și așa au fost, m-am dus la doctor, doctorul nu a aflat nimic, a spus, ce ai venit aici? Am spus, uite, am avut problema asta și asta. 3 zile și nopți am mers tot una la baia de adesori. Și totuși dimineața a fost miercuri, că Domnul am făcut un ungere, rugăciune, că Dumnezeu o să mă vindecă, că joi m-am dus la doctor și nu a aflat nimic. Și am spus să facă test de sânge și de analiză, de urină și tot. Și când au venit testul, nici rezultatele toate sunt ok, nu nici colesterol, nici diabet, nici tensiune, nici bacterie, decât nu m-au fost, atât au aflat că prostata a fost această bacterie ți-a fost. Dar Dumnezeu a dus-o la normal, că El m-a vindecat.
Am făcut alt test în 25 septembrie, anul trecut, 2020. Toate lucrurile au fost, negative. Nu e nici urme, nici bacterie, nici nimica, nici virus, nici colesterol, tensiune, nimic, nimic, nimic. Tot este perfect. Și atunci domnul m-a arătat a doilea val care vine, începe în octombrie, care s-a mulțit acest virus înainte de votările pentru Trump. S-a mulțit atât de mult că a ajuns la milioane, la milioane, la milioane. Și atunci, când am plecat în misiune în decembrie, domnul m-a descoperit a treilea val ce va veni. Și s-a zis, până aici au murit cu sute și cu mii de această boală, de acest virus, de aceste bacterie, prin tot felul ce metode le fac, vor muri. Dar după aceasta treilea val, care se va da vaccin, aceasta vor muri cu milioane. Și am fost în Dallas, Texas, când domnul a descoperit despre vaccina asta, ce este vaccina asta, ce este nea și ce face și ce funcție face, cu ce este legată această vaccină, de unde, de ce scop, ce în plan venit, e venit de la cel rău, să știți. Asta nu, vaccină nu-i de vindecare, nici de protejare. Nu face lucrul acesta. Vaccina aceasta este o viclenie a celui rău care se impune la popor. Când compusul vaccinului și lichidul ei, am văzut, este ca un fosfor care strălucește noaptea și este compus din microchip, materialul băgat în... ca să schimbe adineuși lucrurile de sănătate în corp și la creier ca să conducă ei să facă pe om aproape ca zombie. Ca să nu fie clar la minte, acest lichid este lichidul nu poate corpul să le apă de afară, să curiți afară acest lichid ca și omul va fi bat, ca și cum ar fi omul bat și nu treaz la minte. Alcoholul ia afară dacă omul se bat. Dar acest lichid nu poate să scoate corpul afară, lichidul acest de vaccine și compusul de microchip, e băgat înăuntru cu scop, pentru că atunci mai ușor va primi legea oamenii să primească microchipul când va fi lepădarea de credință global. Asta global va fi. E legată vaccina cu microchipul global ce va fi în curând foarte repede. Va fi date legi și dictatură ca să primească microchipul. Atunci domnul m-a arătat încă 2007, 3 iunie, că va fi lepădarea de credință și mulți s-au lepădat de credința adevărul Domnului Hristos, care nu-s botezați cu Duhul Sfânt și nu Duhul Sfânt. N-au putere să rezistă. Că le va impunea legi, le va impunea legi și condiții care sunt toate bune, dar două porunci ale lor din urmă, din aceea anchetă ce am văzut în vedenie 2007-3 iunie, în noiembrie, 3 iunie și noiembrie am văzut cum va începe microchipul să primească. Și mulți vă va da de credința adevărul, când se lapă de credința adevărul Domnului Hristos, atunci îi propune lucrul acesta să labede, că îi va da toate condițiile de apărare pentru viață și condiții pământești, dar înșelăciunea va duce la pierzare sufletul lor. Și atunci am văzut cum s-a pus microchipul cu injecția la mâna dreaptă, că ăștia au acceptat. Și s-a dat un card cu cardul ăla te bagi la lucru, că o ieși la bancă, cu acea vânt și acea cumpă. De aici începe, 3 ani jumătate, începe aceasta cu microchipul care să fie oamenii să primească. La 3 ani jumătate va veni, repede vor primi acestea care vor primi microchipul, vor primi și semnul fiare 666. Domnul Moștințat, care primesc acest vaccin și acest microchip, își va pierde, și primește vaccinul, face un păcat din ascultare, un păcat care duce trupul la moarte și îl va duce la judecată când nu au ascultat de Dumnezeu, de Domnul Hristos și de Duhul Sfânt.
dar cei ce primesc microchipul, aceștia nu va fi iertați, că slabătă de Iisus și credința de Dumnezeu Domnul Hristos, aceștia nu va fi iertați, vor merge la judecata veșnică. Și cei ce primesc mică sânul fiare, este ca și aceia ce au culit Duhul Sfânt. Nu va fi iertați aici, nici în veșnicie. Acum mă întorc la descoperirea despre acest vaccin. Despre acest vaccin și care l-am văzut în vedenie, în culoarea, adică galben, verziu, așa, ca fosforul noapte care strălucește, acela lichid va fi în corp pentru microchipul care va funcționa cu alte condiții de legea lor și nu va fi omul normal la minte. Apoi a fost dus în Portland, acolo am avut descoperire despre acest și Domnul zis, acest vaccin, poporul de legământ care are credința de farul, să nu primească acest vaccin, că este înșelăciunea pentru sufletul lor și trupul lor va fi dus la pedeapsă, la boli, îmbolnăviri și la moarte, și care va rămâne pentru timpul acela, vor primi și microchipul și vor primi și semnul fiare. Și se vor lepăda de credința adevărul, care nu mai este iertare pentru ei. În porta m-a arătat domnul al doilea vaccin, care era mare, siringa aceea, șprițul acela, acul acela, mare, mare, puternic. Și a întrebat pe domnul ce înseamnă această siringă așa mare. Și Duhul Domnului a vorbit așa, iată, vine legea, cu legea care se va impune în adunări, în biserică și la poporul creștin, care au credința adevărul Domnului Iisus Hristos, ca să primească acest vaccin, chiar și predicatorii să le predică că e bun, că e binecuvântare de la Dumnezeu, că Dumnezeu le face dreptate, îi apără. Domnul a spus că sunt mincinoși, că Dumnezeu nu le-a dat nicio poruncă în felul acesta, nicio descoperire, că nu le au și nici nu le cred ei, dar sunt plătiți și vreau să primească plata de la guvern și de la cultul lor să fie condus în felul acesta, să primească, să convingă, să primească vaccinul acesta prin predicile lor. Domnul a spus să nu-i creadă că sunt lupi îmbrăcați în piei de oi. Sunt slujitori mincinoși. Puși de oameni, de lege și votați de ei. N-au nicio ungere de la Dumnezeu și nici nu-i folosește Dumnezeu. Atunci Domnul a vorbit că poporul de legământ să nu acceptă lucrul acesta, Dumnezeu în stare să-și apere poporul, cum l-a apărat pe Israel în Egipt și cum l-a izbevit acolo și l-a dus în pustie și i-a dat toate lucrurile necesare ce au avut nevoie în fiecare zi. Amin. Dar cei credincioși care au rămas adevărați au intrat în țara făgădinței. Cu mult mai mult, Dumnezeu va face care crede în Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos Domnul, îi va apăra, au venit lumină peste cei ce au tărât să urmează pe Domnul Hristos să nu acceptă vaccinul acesta, care este înșelăciunea, care duce la pierzare și sufletul și trupul la moarte, la îmbolnăviri, la pedeapsă. Atunci am văzut care fricoși și necredincioși care accepta să le meargă treaba bine, să le meargă business-ul cu babii, cu moșile, și orice afaceri ce ar avea, au acceptat ca să le meargă în partea aceasta, chiar și din biserici vor accepta locul acesta. Feluite felul de a primi metodul acesta de a primi vaccin. Și Domnul a spus, s-au pierdut salvarea și mântuirea și pentru ei așteaptă judecata, pentru că a tăgăduit adevărul lui Dumnezeu, a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, ungerea, care ei nu sunt sub ungerea lui Dumnezeu. Singuri se vor duce la pierzare. Și am văzut întunericul care i-au cotropit, i-au copleșit și i-au dus în alte direcții cu acea vaccină. Ce s-a întâmplat mai departe? A treia vaccină a venit iarăși. Am văzut acum un om stând în picioare, dar este mort. E trupesc, adică carne, dar e moartă. Și întreb, ce înseamnă trupul acesta mort? Dar tot trupul acesta era injectat de aceste vaccine care ducea trupul la îmbolnăvire și la moarte. Și care acest păcat făcut este împotriva sufletului, că nu a ascultat de Dumnezeu. Și a acceptat să fie vaccinat și va fi pedepsit cu moarte. Că Dumnezeu a lăsat trupul să fie templul Duhului Sfânt. Că cine distruge trupul acesta, Dumnezeu va judeca. Acești oameni nu au fost credincioși,
a fost credincioși la lucrurile viacului acesta, la plăcerile lor, la binele lor, să le meargă treaba bine, predice să le fie după planul lor, și așa să fie acceptat, dar s-au dus la pierzare că n-au iubit cuvântul, adevărul descoperirea Duhului Sfânt, care i-a înștiințat Dumnezeu, la să meargă la judecată. Așa, după ce am văzut pe cei credincioși și adevărați o lumină puternică, i-au plătit, care au fost îmbrăcați în alb, o mână mare, o palmă puternică, care i-au crătit deasupra, și îngeri care i-au înconjurat, care au fost temători de Dumnezeu, au fost duși în alte parte, protejați și binecuvântați, care sunt de Dumnezeu, care au ascultat de Dumnezeu și au acceptat vaccina aceasta care este legată cu păcatul, cu fără de lege, cu lucrurile globale și lucrurile care duce la pierzare, la moarte și la judecată. Dumnezeu a apărat poporului. Dumnezeu a arătat și alte lucrări, o capcană care vine, o capcană peste biserici cu o lege de capcană, se prinde în capcană. De aceia care nu au acceptat vaccinul acesta, să se primească vaccinul. Și am văzut cum au fost prinși mulți în capcană. Și Domnul a spus așa, oricine care are un păcat și îl duce la moarte, îl va prinde în această capcană. Dar cine are și se crește, se pocăiește acest păcat, se întoarce la Dumnezeu, va fi iertat, și Dumnezeu va punea lumină și va făcut așa verigi de aur, pe fiecare a pus verig așa de aur, care a scăpat de păcatul acesta și l-au crezut să primească vaccinul. Și legea aceasta, au fost legați cu lanțul de aur, fiecare în trupul lor, ori împlinit porunca Domnului Hristos. S-au iubit unii pe alții, au iubit pe Domnul Hristos și Duhul Sfânt i-a dat putere să fie liber de aceasta capcană. Și Dumnezeu, am zis, îngerii și Duhul Sfânt, cum trecea toți care erau prinși în lanțul de verigile de aur, în inimile lor și în trupurile lor, erau prinși tras sus către cer. Dumnezeu îi va devi pe cei credincioși și care să crezi să pocăiesc de păcatul acesta, această capcană. Și atunci Domnul a spus că această capcană e o lege care ar fi dată, pusă în multe adunări, ca mulți să fie prinși și înșelat că să fie dus la pierzare. Dar cine se crezi și se pocăiesc să nu primească această capcană și aceste porunci ale lor, vor fi salvat. Dar care s-au aflat cu păcatul în ei și au fost legat cu verigi negre de acele rău, nu s-a coi, nu s-a pocăit că spune, nu va fi nimic, nu e adevărat, asta nu-i de la Dumnezeu. Singuri s-au înșelat și au fost prinși, au fost duși, tras de lanțul acesta, așa, un adânc de întuneric, care merg la groapa pierzării și așteaptă judecat. Așa sunt aceia care nu se crezi, nu te pocăiesc de păcatul care l-au și nu se lasă și te gândesc că adevărul a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, ești deja duși să fie judecat. Dar ferici aceia care s-au pocăit, s-au întors la Dumnezeu cu toată inima și au început să primească cuvântul lui Dumnezeu și poruncile lui Dumnezeu, au devenit ferici, legați unii cu alții, uniți în Iisus Hristos, Domnul, și puterea Duhului Sfânt îi trecea către cer și au venit îngeri, s-au coborât în ajutor celor credincioși sfinți adevărați care au viața din Dumnezeu în ascultare. Amin. Aceste lucruri au fost arătate și Domnul m-a spus să înștiințeze în orice loc, sau dacă ați registrat lucrarea aceasta, dați-o cât mai mult și mai departe ca poporul să nu fie înșelat de această mișelie și de această lucru ce vedem. Că Duhul Sfânt e Duhul Sfânt care ne iubește în Iisus Hristos Domnul, să fim temători, să fim neprihăniți, să ne lăsăm de orice păcat și lecțiune, amăgire lucrul acesta și de biserice care preadică lucrul acesta, că e bună vaccina. Este niște șarlatani, mincinoși, anticriști, îmbrăcați în piei de oi, lupi. Dar cei sunt adevărați, aceia vorbesc adevărul și spune să nu primească lucrul acesta, că e legat cu microcipul și cu anticristul, cu lumea pierzării. Dar noi suntem în lumea lui Dumnezeu, copilul Dumnezeu, care ascultăm de Dumnezeu, ne închinăm lui Dumnezeu în dușa adevăr și Duhul Sfânt ne descoperă cum se împlini cuvântul Dumnezeu prin darul lui Duhului Sfânt. Duhul Sfânt e Duhul Sfânt și nu e nimic mare predicator decât Duhul Sfânt, care predică adevăr auzit de la Tatăl,
mai mult de 2000 de ani. Noi suntem în Biserica lui Iisus Hristos Domnul, nu în lume și cu lumea, ci cu Dumnezeu adevărat și Domnul nostru Iisus Hristos, și o să zicem, Emanuel.